Ziua din om. Astăzi un nou subiect despre, haide să spunem, despre comparații în relații. Practic este în felul următor. Că ești băiat sau că ești fată, întotdeauna vei face o comparație între primul sau fostul și actualul. E, este cea mai mare prostie posibilă de pe fața Pământului. De ce? Iată. Bun. Pentru că actualul se simte înjignit că seamănă cu fostul. Sau, dacă îi lipsește ceva de la fostul, îți reproșează ție, actualul sau actualei, înțelegi, că seamănă cu nu știu cine sau că seamănă cu altcineva. Mai stă puțin și ce mai stă puțin, de fostul s-a despărțit sau fosta s-a despărțit, prietenă sau soție sau ce-o mai fi, pentru că mi-a convenit o chestie minoră, că de acolo pleacă totul. O chestie minoră și apoi iese un scandal pe cinste. Bun. Și apoi începe o chestie și mai nouă. Un cerc așa, în jurul cercului, sau te învârți ca și câinele, în jurul cozii, cu covrigi în coadă, ca să ajungă la covrigi din nou. De ce? Pentru că pe fostul ai bălăcărit pentru o greșeală minoră, iar pentru că actualul e mai tântălău decât fostul, pe care trebuie să-l faci ca fostul sau fosta, prietenă sau prieten, și ca tu să conduci în acea relație. Din nou, cea mai mare greșeală umană. E ca și când ai fi într-un avion, l-ai conduce, te-ai urca în el și ajungi la acea chestie. Jos este polei, ceață și ninge derupe și tu trebuie să aterizezi. Uite că nu o să poți să aterizezi pentru că nu vezi nici din cauza ceții, nici din cauza vântului care te ia pe sus, nici din cauza zăpezii care ninge, care cade din cer, cum vrei să-i spui, și bineînțeles a pistei înghețate, că te duci sanie direct în terminalul de la aeroport. Când aterizezi. Când te ridici, a fost ușor. Am ridicat de la fostul sau fosta și mi-am găsit actualul sau actuala care face sau drege. Nu seamănă cu fostul sau fosta, dar fac o comparație și îl cicălesc sau o cicălesc sau îl cert sau îl dojenesc că nu face ca fostul, fosta sau mașeci. Și toată viața va țipa la tine pentru că nu e ce trebuie. Tot timpul îți va reproșa. Și uite, ia-ți parfumul acesta și dă-ți cu el. Și uite, ia acest deodorant și dă-ți cu el. Uite, ia și arată la pe barbă sau pe cioc. Mai stai un pic. Ceva de genul. În felul următor. Păi da, dar ai avut un tic care nu mi-a plăcut. Schimbă-te tu. Și așa ajungi la o relație care din actualul o să ajungă din nou fostul. Sau actuala fostul.
Bun, dar ce faci dacă întâi încearcă cu un băiat care seamănă cu tine, dar e cu tine? Sau invers. Dacă e cu o fată care seamănă cu tine, dar e cu tine. Adică cum? Păi e simplu. La muncă e cu tine, dar după muncă este fără tine. L-ar vrea la sub braț, sau ar vrea-o la sub braț, dar nu este. Pentru că știe, la servici mai sunt și certuri, că na. Cine nu greșește, nu muncește. Și invers, cine muncește, greșește. Nu? Din ce în ce mai bine. Și într-o zi o să ajungi că o să dea ok, ca la motor. Dai la electromotor și aud crrr. De ce? Pentru că a luat acea cheie interesantă. Știi? Adică la muncă e cu cineva, l-ar vrea foarte mult, dar din cauza regulamentului de ordine interioară, din cauza zvonurilor, răspândacilor, a oamenilor care vă vor despărțiți pentru că ați fi un cuplu pe cinste, vă despart. Și atunci, ce să faci? Iei o altă cheie asemănătoare, care seamănă 1. La voce, 2. La mimică, 3. Poate și la nume, deja ai noroc, 4. Se îmbracă și vorbește la fel, se comportă cam la fel, deja este foarte interesant. Și apoi dă cheia aceea și constată că ceea ce are la muncă, care este originalul, dar în relație este surogatul, pentru că nu are pe altcineva, da? Care seamănă cu tine, băiatul de la muncă sau fata de la muncă, nu o să iasă acea pornire de motor, să zic așa. Cum mai văzut? E ușor bașcheia. Ai, prima treaptă se aprind beculețele, următoarea treaptă se sting beculețele, la a treia treaptă se pornește motorul frumos, fără să facă câr, ca un electromotor prost. Și apoi ajungi la această discuție frumoasă. Aș fi cu tine, dar toată lumea ne desparte pentru că nu ne-a ieșit. După care ar fi la voce, la îmbrăcăminte, la mimică, la toate cele. Ca un fel de tiz. Bineînțeles că cei la muncă nu va ști. El, care este în relație, ce se întâmplă. După care se ajunge la o chestie. Hai că a plecat tizul din relație, nu, de la muncă, și să-l aduc la muncă pe tizul de la din relație. Interesant, nu? Practic, dorește acea persoană să conducă întâi în relația de acasă, ea să vedem, e bun, nu e bun la pat, nu e bun la pat, în familie, cum e. A, bun, dacă e bun în familie, hai să-l aduc și la muncă, să-l angajez în locul lui tizul de la muncă. Eventual pe aceeași funcție sau mai sus. Îl învăț, îl îndrept și după care mai un complot, să nu fie și o înjunghiere în spate. Genial, nu? Câteodată e genial, câteodată e de plâns. Pentru tizul din relație merge bine.
un prânz, o cină romantică, o plimbare, o culcare, o familie, într-o zi, un loc de muncă. Ce mai vrei mai mult de atât? Cât pentru tizul de la muncă, este în felul următor. O înjurătură, nu faci bine ca tizul din relație, nu te îmbraci ca tizul din relație, nu faci nu știu ce și tot timpul. Și iată cheia dată greșit. A dat ok greșit. Ca să îndrept cheia, nu prea mai ai cum. Doar că există ceva de genul, o să fac și o să încerc să repar ce am făcut înainte. Serios? Vă las să discutați. Pentru că pentru unii este trist, pentru alții e bucurie.